decât un curent cultural dominant al unei epoci, și studenții mei știu pe din afară exprimarea aceasta, nepermis confundată cu moda vestimentară, care reprezintă, de fapt, în faza finală de exprimare într-un limbaj absolut, absolut coerent cu vocabular, gramatică, morfologie, schimbarea care vine în viața și în lumea noastră. Mi s-a părut extraordinar de pozitiv faptul că pe valul schimbării pe care trăim acum, reperul se găsește în tradiția noastră. M-am întrebat dacă acest lucru este întâmplător sau dacă lumea ușor înspăimântată de spectrul unei schimbări profunde la care nu suntem pregătiți cu toții să facem față, deci lumea înspăimântată de asta își caută repere fundamentale undeva și, scanând universul din jur, au descoperit aceste valori unde să se cantoneze într-o oază de liniște și de siguranță. Poate că e așa pentru că mi se pare chiar foarte interesant că iarăși am trăit o perioadă de criză, iarăși costumul românesc a venit în prim plan, iarăși valorile astea înseamnă ceva pentru toată lumea. Încă o dată, nu sunt specialist în treaba asta. Semantica nu este chiar punctul meu teoretic foarte îmi place, dar n-aș putea spune că excelez. Chiar dacă totul pare o poveste pe care mi-o spun eu mie, încercați să o spuneți altfel dacă simțiți nevoia. E doar o ușă deschisă spre ceva ce pare foarte interesant. Nimic nu este întâmplător și cu siguranță aceste semne pe care lumea din jur le dă către noi reprezintă ceva. Reprezintă un mesaj pe care poate nu suntem pregătiți încă să-l înțelegem, dar ne putem mândri cu el, zic eu. Zic să dăm drumul la prezentare. V-am spus deja mare parte despre ea, pentru că sper să funcționeze prezentarea pe care am făcut-o. Perspectiva istorică vorbește puțin despre vestimentația femeilor de pe Columna Traianii, de pe stele, adică capace de mortoare de tot din epoca romană. În urmă s-a făcut o trecere în revistă ușoară dinspre primul desen de modă care există, sau prima scritură de modă, această statuetă. Vedeți, ea este descrisă cu toate elementele, inclusiv cu pliurile și cu așa. Mers mai departe până la ea pictată de Matisse. Aveți în imaginile alăturate câteva poze cu ele, pentru că până la această celebră ie, el a trecut prin mai multe faze artistice, iar artiștii pot înțelege asta. Aici este vorba de o sinteză a sintezelor. E un limbaj artistic foarte, foarte prețios și foarte sofisticat, care descrie o stare. Și am ținut foarte mult la a spune acest lucru. Ia uitați-vă ce declinare interesantă a formelor, a ritmurilor, a desenului, care nu e totdeauna identic cu cel de pe obiectul în sine, ci reprezintă o poveste pe care l-a putut să o ducă foarte departe. Aici începe povestea designerilor. Aveți lista cu toți cei care au fost aleși pentru această prezentare. Yves Saint Laurent, Tom Ford, care are și campania din Vogue și a doua apariție în Vogue cu Ia Românească, Dries Van Noten, egipsești unii îmi cer scuze, Givenchy, Jean-Paul Gaultier. După cum vedeți, Givenchy, Jean-Paul Gaultier sunt 2014-2015, Jean-Paul Gaultier 2006, Valentino 2015, Valentino Couture, Alexander McQueen 2006, Carolina Herrera 2015, Chloe 2015, Maison Martin Margiela 2015, Oscar de la Renta 2014, Rico Oz 2014, Alzura 2015, BCBG, Max Azira este creatorul,
2015 și povestea lui Philippe Guillet, o să vă spun pentru că este o poveste cu totul specială. Este prima, este un omagiu adus lui Matisse și culturii pe care el o reprezintă, un omagiu creat de către Yves Saint Laurent și expus, este ea creată în anii 80 și expusă la Muzeul de Artă, am avut ocazia să o văd, n-am avut voie să pun mâna, dar oricum ochii au atins. Este colecția lui din 1981, în care această ea a făcut mare vogă și acum trebuie să revin la povestea mea inițială și anume anii 70 au umplut lumea în urma 70-75, în urma mișcării puternice a tineretului, toată lumea s-a umplut de ei românești pe care, care erau produse aici, în cooperativele românești, pentru că nimeni nu știa să le facă așa, puteau fi copiate, dar nu, acel ceva nu putea fi reprodus și până la urmă a fost, din punctul meu de vedere, o umilința generației mele că n-am fost în stare să facem noi ceea ce au făcut alții. Am rămas cu această durere în suflet, sau nu durere, să zicem, melancolie, mâhnire în suflet, da? Și cumva toată activitatea mea creativă a încercat să răspundă. Dar eu știu când suntem subiectivi și suntem în interior, lucrurile se văd altfel. Sunt tot podiumul din 1981. Aceasta este celebra poză a lui, în voc, a lui Tom Ford. Uitați-vă cât e de asemănătoare, nici nu trebuie să te uiți cu atenție ca să poți să îți dai seama că este o creație, că este altceva decât original. Este poza din voc. E vorba de aceeași colecție aici. O să remarcați că ei, creatorii, nu au făcut apel doar la ei, ci și la alte elemente care înseamnă elemente de decor, înseamnă accesorii, înseamnă, eu știu, și în primul rând atitudine. Uitați-vă, deși e o răznicătură fata asta aici în poză, ea parcă, da, parcă e o mândruță, nu știu de ce, eu am sentimentul ăsta așa, adică nu e nimeni ca mine, știți? Dacă vă uitați în fotografiile arhetipale cu personajele din România, a prins-o foarte bine. Aici e altceva, aici e altă poveste, altă domnișoară cu părință, e cu totul altă poveste. Da? Nu cred că va trebui să vă explic ce reprezintă, pentru că o să le recunoașteți singuri. O să vedeți singuri de unde Carmina Herrera. Această colecție a lui Dries Van Noten este 2014, este o colecție care pe mine m-a impresionat foarte tare. Are o blândețe pe care tradiția românească o manifestă, o blândețe pe care el a sesizat-o cu multă, multă simțire, pentru că de regulă sunt preluate lucrurile cele mai spectaculoase. O să vedeți cât de spectaculos poate să fie reprezentată această smerenie a noastră. Mama mea este una din colecțiile care eu le iubesc foarte tare și pe autor de altfel. Uitați-vă ce frumos arată cămașa aia pe personaj și cât de autentic și de firesc este să fie acolo într-o lume care de fapt crește la Paris. Adică, da. O să vedeți că am și scos detalii. Sunt multe lucruri care pare a nu avea nimic de a face cu cultura noastră, dar mă uit la friurile acelea, la fronsăurile acelea foarte fine de pe fusta aurie, așa sunt și pe fustele din Ardeal, sunt plisate mărunt, sunt plisate și uitați-vă puțin cum arată acest accesoriu, această geantă. Pe mine m-a impresionat foarte mult această colecție, de data asta așa undeva profund în suflet și cu bucuria că cineva ne-a înțeles. Ne-a înțeles în altă ecuație decât cea strict spectaculoasă și de inspirație exotică. Este spatele hainei respective. Acesta este un
accesoriu, care iarăși nu seamănă cu ce știm noi că ar trebui să semene, dar ca atitudine este la locul lui și fără echivoc îl simțim. Uitați ce geantă superbă, care ține de... Am aranjat cumva, am decupat cumva poza în așa fel încât ea să trăiască exact în contextul în care îl simt eu că ar fi cel mai potrivit. Vedeți cât de interesant sunt puse aceste elemente, care unele par a fi din altă poveste, dar când sunt împreună, trăiesc și sunt foarte ale noastre. Recunoaște și această colecție, care este 2015. Știți, colecțiile astea, aș reveni puțin să vă explic ce înseamnă, în primul rând, poate nu știți ce înseamnă directional design. Există în lume niște structuri, niște instituții care decriptează formele viitorului și le traduc în limbaj specific pentru industrie și pentru uzul celor care urmează să producă fapte culturale, cum vorbesc de cei care produc artă, care produc arhitectură, concepte de arhitectură, bunuri de larg consum, ultimele sunt cele de modă. Moda este cea mai aproape de momentul în care noi ne întâlnim cu acest nou. Acest directional designer nu suntem niște creatori care fac și acolo ceva ce li s-ar părea original sau interesant, ci sunt niște oameni care, prin experiența și prin harul pe care îl au, prin modul în care folosesc instrumentele de prognoză și de depistare a tendințelor, găsesc un răspuns coerent la problema care urmează să se, viitorul care urmează să se deruleze în următoarea etapă, de regulă cam peste 2 ani. Acești directional designers sunt, lucrează cu echipe, nu vă imaginați că fac ei tot și costă deasupra, lucrează cu niște echipe foarte mari în care dezvoltarea de obiect, de produs, de design este treaba altcuiva, pentru că el are o viziune în care se reflectă povestea unui viitor credibil, probabil, preferabil și care de fapt le confirmă statutul lor de vizionat peste 2 ani când se întâmplă sau nu ceea ce au vorbit deja în limbajul vestimentar. Aceste haine produc efecte. Produc efecte culturale care ajung până la noi. Noi nu ne dăm seama că cineva a spus o poveste pe care altcineva a preluat-o, a transformat-o într-o viziune industrială, într-o viziune economică și ne-a propus-o spre cumpărare, nu? Nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Noi consumăm în modă duși de un val al, să zicem, instinctelor economice, al instinctelor consumeriste. Nu consumăm la modul conștient, deși lucrul ăsta urmează să se întâmple. Este o carte minunată, o lucrare care se numește Neomaterialismul al lui Joshua Smith și care vorbește despre aceste transformări foarte ușor de citit, foarte plauzibil. Explică că, de fapt, marea problemă care a adus omenirea în starea în care este, e, de fapt, o problemă de delegare a atenției, a interesului dinspre producție, spre cumpărare, spre consumerism. Nimeni nu mai produce așa cum spunea domnul profesor, sau se produce niște condiții imorale sau antisociale la o manieră la care de fapt nu face niciun bine societății în care trăim. Și atunci aceste semne ale transformării sunt puse foarte bine în ecuație de către oamenii care încep deja să conștientizeze. Neomaterialismul este o direcție destul de nouă, dar cum am ajuns eu să știu despre asta este că am găsit în tendințe o direcție care vorbește foarte curat și foarte clar despre ceea ce înseamnă un ready-made.
deci lucruri care trebuie făcute de tine sau de cineva cu manualitate și cunoaștere. Nu ne întoarcem înapoi în evul mediu la războiul de țesut, avem tehnologii sofisticate, dar care pot să fie complementare cu ceea ce înseamnă aportul meu personal în a crea un obiect. Sigur că mergând mai departe, pot să vă spun că deja există modele economice de co-creation, care înseamnă o relație cu totul și cu totul specială între producător și consumator. Adică dacă până acum producătorii au produs sau au scos în lume miliarde de produse care își așteptau cumpărătorii și așteptau ca să intre în grațiile unei categorii de cumpărători, toți știți că s-a vorbit și se vorbește foarte doct așa și insistent de cumpărătorul țintă, care trebuie să-l cunoaștem. S-a terminat cu cumpărătorul țintă, pentru că de acum s-a terminat și cu designerii vedetă și cu firmele vedetă, pentru că toate aceste lucruri au fost niște procedee de marketing care s-au perimat în momentul acesta. Relația dintre consumator și cel care îi oferă bunul este o relație de parteneriat. Adică nu sunt sute de mii de obiecte din care eu aleg, iar restul devin noiul societății în care trăim, ci este un obiect care răspunde nevoii mele precise. Eu nu-l comand, îl discut, îl explic, iar creativul vine cu răspunsul lui care să mă ajute și să mă mobilizeze, am regăsit ca identitate și ca utilitate în acel obiect. Deci va exista un singur obiect, va costa poate un pic mai mult decât zecile pe care le cumpărăm fiecare dintre noi și în care găsim în fiecare dintre ele câte o bucățică din ce am avea nevoie, nu? Acela va fi obiectul nostru, la care am participat, la care o să ținem, probabil că în el nepoții noștri de acolo să aibă norocul să fie cultivați în acest nou